Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, este sâmbătă, este ora 2, deci știți foarte bine ce înseamnă acest lucru. Înseamnă că avem parte de o nouă ediție de știri. Iar data asta venim cu update-uri pentru jocurile ce urmează să se lanseze în perioada următoare. Câteva update-uri în privința anunțurilor ce au fost date la PlayStation Showcase și desigur câteva știri pe aici pe colea din industria de gaming. Așa că, boys, înainte de a începe această ediție, știți foarte bine ce ați făcut, un micuț like acolo și ar fi super drăguț din partea voastră. Și începem cu unul dintre jocurile pe care eu l-aștept foarte, foarte tare în acest an, și anume Final Fantasy 16, care și el a apărut la PlayStation Showcase, dar care a venit cu o grămadă de informații noi acum, cu puțin timp înainte de lansare, pentru că el parcă se lansează undeva pe 22 sau 24 iunie. Și anume că Final Fantasy 16 va avea un demo. Deci dacă vrem să încercăm jocul ăsta, o să putem face treaba asta pe PlayStation foarte ușor. O să avem un demo cu puțin timp înainte de lansare și progresul o să fie purtat mai departe atunci când se va lansa jocul. O altă informație despre Final Fantasy este că avem o lume mult mai mare, mult mai impresionantă față de ce ne-am aștepta. Avem câteva chestii simpliste pe aici pe acolo, avem câteva lupte mici și câteva mici interacțiuni pe aici pe acolo, adică să avem totuși ceva activități în stânga și în dreapta. Cum ai spus, faza cu demo-ul, feedback-ul de la Final Fantasy 15 a fost luat în considerare și de aceea cumva povestea este mult mai bine construită și mai bine spusă, plus o grămadă de elemente din alte jocuri Final Fantasy, plus o grămadă de chestii destul de interesante. Dacă sunteți curioși să vedeți exact, puteți da pauză acum să știți toate informațiile extra. Și cred că cea mai interesantă chestie este faptul că Final Fantasy 16 este plănuit să nu aibă un Day One patch. Asta este ceva ce nu am mai auzit de ani buni de zile. Aparent echipa este atât de încrezătoare că jocul va rula bine day one și este, zic, foarte sigură pe ea această echipă că, bă, jocul este făcut bine și atunci când el va fi scris pe CD-uri, va fi scris o variantă mult mai stabilă și nu trebuie să aștepți un patch anume, încât să te poți bucura, așa cum scrie și aici, să te poți bucura de joc fără să fie nevoie să te conectezi la internet. Acest lucru cred că este imposibil pentru alte firme sau pentru alți developer sau alți game director să vină cu o asemenea dorință, dar aparent dacă Yoshi P dorește, Yoshi P face în așa fel încât aceste lucruri să se îndeplinească și sincer sunt tare curios să văd dacă chiar așa o să și fie. Dar ceva la PlayStation Showcase a lipsit și ceva de care eram destul de siguri că o să aflăm pe toată treaba asta în cadrul acestei prezentări. Nu vorbesc de Bloodborne de data asta, știu că și voi așteptați la fel ca mine un zvon ceva despre Bloodborne mai pe bune decât alte chestii pe care le-am văzut în trecut. Vorbesc despre The Last of Us Multiplayer. Ei bine, cei de la Naughty Dog au făcut o postare pe Twitter în care au spus că, da, știu că cu toții așteptați un nou joc The Last of Us Multiplayer, știm că avem proiectul ăsta și toate alea, dar din păcate a trebuit să ne mai micșorăm puțin echipa pentru a-i duce la alte proiecte single player care sunt construite acum și abia așteptăm să vă arătăm mai multe când o să fie gata. Deci, pe scurt, ei lucrează la un alt joc single player în timp ce lucrează și la acest joc multiplayer. Deci vă dați seama că development-ul va fi puțin mai lent față de ce ne-am aștepta. Și trecem mai departe la știrile noastre importante, boys, aici că pe data de 8 avem prezentări, iarăși venim cu mai multe anunțuri și anume Summer Game Fest are loc pe data de 8 iunie și avem câteva informații despre această prezentare și anume faptul că Jeff ne-a spus că sunt 4 sau 3 chestii destul de mari pentru această audiență, deci ar trebui să fim pregătiți pentru ce o să fie acolo. Deci înseamnă că o să avem 4 anunțuri super mari, super interesante și pe aia restul o să fie mediocre, mid și poate neinteresante deloc. Acum, na, știți voi cum lucrează lucrurile. Mă, de obicei Summer Game Fest nu dezamăgește, nici Game Awards nu dezamăgește, mereu vine câte un anunț de la care se dea pe spate să fie de-a dreptul super mega wow. Deci cred că există șansa să avem aici niște informații nebune de un GTA 6, you never know, ținând cont că Rockstar n-are nicio afiliere cu nimeni, deci practic ei vor veni aici dacă este vreo treabă sau vor scoate pur și simplu un trailer random. Asta o dată, apoi ar putea să fie, nu știu, alte jocuri foarte importante care să primească fie o continuare sau idei complet noi de la developeri cunoscuți pe care noi să-i știm deja din industria de jocuri. Nu știu, sunt o grămadă de presupunere aici, probabil că o să ne apropiem de acel stream, o să facem un bingo și o să încercăm să ne
produce un pic de brainstorming să vedem ce idei avem în privința acestor jocuri, ce ar putea să fie anunțate acolo. Dar ce știm clar este că o să vedem gameplay-ul pentru Mortal Kombat 1 în cadrul acestei prezentări de pe iunie 8 de la Summer Game Fest, ce pe mine mă interesează foarte, foarte tare. Iar pentru că tot am pomenit de PlayStation mai devreme și de anunțurile făcute la PlayStation Showcase, vin câteva informații concrete despre Marvel Spider-Man 2 și mai exact o informație care ne-a măcinat pe mai toți de-a lungul perioadei este de când a fost anunțat și până acum, și anume faptul că Marvel Spider-Man este 100% single player. Nu este niciun pic de multiplayer, nu ai nicio treabă de făcut co-op-uri sau chestii genul ăsta. Pentru unii s-ar putea să fie o veste tristă, pentru unii ar putea să fie o veste fericită, să fie o veste bună. Eu văd chestia asta ca pe un lucru bun. Lucrează la joc și fă jocul să fie interesant. Nu te chinui să adaugi chestii extra de care chiar nu ai nevoie. Adică chiar adaugă lucruri de care chiar ai nevoie și de care chiar vrei să nu știu, care să exprime cu adevărat ce este jocul. Nu te pune acum să faci niște lucruri random și să trezești cu niște aberații precum Marvel Avengers sau Gotham Knights. Iar pentru că toți suntem la ideea asta cu Spider-Man și cu PlayStation, putem să confirmăm faptul că PlayStation a vândut destul de bine Marvel Spider-Man pe PC, undeva la 1.5 milioane de copii, comparativ cu The Last of Us Part 1, care a cam scârțit pe și pe acolo, dar cred că mai degrabă e din cauza optimizării, care a cam speriat puțin vestul pe aspectul ăsta. Și rămânem totuși în familia PlayStation să venim cu câteva informații de business despre cum le-a mers perioada asta, așa dacă e să mă întrebați pe mine, și anume că PSVR 2 este mult mai bine vândut decât PSVR 1, ce drept cam așa este că PSVR 1 era foarte scapt și nu la fel de performant ca acesta, deși nici ăsta nu vinde atât de grozav cum își doreau ei. Toată treaba asta cu stocurile de PS5 a fost rezolvată, încât și producția, încât și supply-ul de PS5 să fie făcut cum trebuie. Se și vede treaba asta noi în magazine, că este mult mai ușor de găsit acum în PS5. Se concentrează foarte tare pe jocuri noi, deci de aceea probabil tot timpul ăsta a fost consumat să facă producția de PS5 să fie bună. De-aia de acum o să trească să înceapă să vină și jocurile. Probabil că abia la anul o să vedem ceva chestii mult mai interesante la un PlayStation Showcase, dacă cumva mulți dintre voi ați fost dezamăgiți. Eu personal poate n-am fost dezamăgit, dar sincer nu se compară prezentarea de anul ăsta cu cea care a fost tura trecută. Nu mai știu dacă a fost anul trecut sau cu 2 ani. În fine, asta nu contează acum. Și că foarte mulți din subscriberi sunt premium și extra, deci undeva la 30%, ceea ce este destul de impresionant. Și continuă cu ca studiouri de PlayStation să acopere toate genurile posibile de jocuri, ceea ce cam este și adevărat, adică cumva PlayStation este întins atât de tare acum încât acoperă mai toate genurile de jocuri populare care să fie practice pentru toată lumea, desigur cross-media push încât să fie mai ușor să te joci pe orice dispozitiv și desigur se încearcă și o balanță între single player și chestii de genul ăsta de live service. Iar pentru cei care își doreau o continuare pentru un anumit joc, și anume Days Gone, țin să menționez că Days Gone 2 ar fi trebuit să fie apărut undeva luna aceasta sau luna trecută, dacă Sony ar fi acceptat o continuare pentru acest joc. Ce drept, știu că unii dintre voi chiar vă doreați acest lucru, eu personal simt că nu este neapărat necesar, mai ales că a fost un joc bun, a fost chiar foarte bun în anumite momente, dar, cum am spus, povestea a fost foarte înceată și în review-uri, cumva am spus, povestea a fost super înceată, mi se pare că s-a dezvoltat destul de greu lucrurile, când ai ajuns la lucrurile importante, poate unii oameni au și renunțat pentru că era mult prea repetitiv. Desigur, s-ar fi putut lua feedback pe treaba asta și s-ar fi făcut un Days Gone 2 mai bun, dar, dacă nu s-au... Nu s-au produs destule vânzări, n-avem ce să și facem boys cu aspectul ăsta. Știm că Ubisoft au și băieții noștri un mare proiect Star Wars care trebuie să vină și el cândva, care este denumit Project Helix. Ei bine, acest proiect Star Wars de la Ubisoft este făcut de către echipa de Massive, care se ocupă de Division în general, și că conform informațiilor, Star Wars Ubisoft ăsta ar trebui să apară undeva de vreme în 2024. Le urez multă baftă, sper să învețe ceva din ce au făcut cei de la Respawn cu IP-ul Star Wars și să scoată totuși un joc destul de făinuț. Pentru că ne plac colaborările și pentru că unele jocuri au niște colaborări strânse cu anumite firme și cu anumite universe,
Cei de la Bungie, aka Destiny 2, dacă e să o luăm așa mai specific, au făcut o nouă colaborare cu Sony, unde au introdus câteva skin-uri de armuri pentru caracterele din Destiny. Avem un skin de Kratos pentru Titan, un skin de Aloy pentru Hunter și un skin de Jin Sakai pentru Warlock, presupun. Este puțin dubios, dar cam are sens pentru că, na, până la urmă, cam așa funcționează treburile. Plus un skin de The Last of Us pentru Ghost. Uite, ăsta am scăpase până acum, nu-l văzusem. Foarte drăguț. Acum, din păcate, Destiny 2 este un joc destul de greu să intri în el prima dată, dacă e să luăm așa, și mai ales dacă ai făcut o pauză mare, este și mai greu. Dar poate cu timpul își vor da seama de problema pe care o au și o vor rezolva, încât multă lume să poate să ia jocul în mână și să zică, wow, ce joc tare, fără să fie amestecat de 1200 de notificări. Acum știm că Eidos Montreal lucrează la un joc, sau nu știu dacă v-am mai spus asta până acum, dar aparent există niște informații că Eidos Montreal lucrează la un joc care să fie co-op în Unreal Engine 5 și care cel mai probabil ar putea să fie un nou Deus Ex. Eu n-am jucat Deus Ex decât foarte puțin, știu că am încercat să fac serie cu el pe canal și n-a mers foarte grozav, sau nu mai știu care a fost ideea cu mulți ani. Dar sincer, mereu m-a interesat să joc jocul ăsta, dar nu am avut răbdarea necesară să mă pun să-l joc, mai ales după ce am terminat Cyberpunk, parcă simțeam că voiam neapărat să joc ceva asemănător. Acum nu știu ce să zicem, astea totuși sunt niște informații așa luate neconfirmate, deci puteți să luați toate lucrurile astea așa nu de bună, ci doar ca niște zvonuri. Iar pentru că ne plac cumpărăturile de studiouri, Sony a investit iarăși o grămadă de bani pentru a putea achiziționa noi studiouri ce probabil vor apărea sau ce sunt deja pe piață, destul de interesante și cu potențial, încât să fie adăugate către această familie mare Sony. Bă, acum rămâne de văzut dacă vor și cumpăra ceva interesant sau lucrurile doar vor fi de formă sau această informație este doar strict să fie acolo pentru diverse alte situații. Cine știe? Pentru că în vară mai avem și un alt eveniment față de cele pe care vi le-am mai tot pomenit până acum, adică Summer Game Fest, Ubisoft Insider și ăsta tot așa. Avem în august Gamescom, unde poate voi reuși să ajung, acum nu este sigur, o să văd dacă pot să fac rost măcar de acces, că poate de mers și de cazat pe acolo mă voi descurca și singur. Dar la Gamescom este confirmat acum că Ubisoft va fi prezent în cadrul acestei convenții și că probabil o să ne arate și câteva lucruri noi pe acolo. Cred că cel mai probabil ne vor arăta Assassin's Creed Mirage sau poate vor da niște informații despre Prince of Persia Sands of Time Remake, care încă este în fază de concept. Studioul încă trebuie restructurat și refăcut în așa fel încât să încă să poată să facă ceva cu proiectul ăsta. Nu este încă n-ar dat lansare, nu se mai plănesc alte remake-uri, deși ar fi fost bun un Warrior Within, și nu o să fie prezent acest joc la Ubisoft Forward undeva pe data de 12 iunie, dacă stau bine să-mi aduc aminte. Iar pentru că nu cred că am menționat această prezentare în cadrul știrilor de până acum, tot în această vară o să avem și o prezentare pentru Future Game Show, unde de obicei sunt o tonă de jocuri indie sau jocuri de astea așa de la diverse firme de la care nu prea am mai auzit, dar care mare parte sunt gândite, cred că și pentru PC de cele mai multe ori, o mare parte din jocuri, iar data asta avem ca și host pe Laura Bailey și pe Yuri Loventhal, care Laura Bailey este Jaina din World of Warcraft sau este din Vox Machina, dacă ați urmărit așa ceva, este celălalt caracter din The Last of Us Part 2, a cărui nume momentan îmi scapă, și desigur l-avem pe Spider-Man. Mai mult de atât nu am ce să adaug aici. Deci o să fie o prezentare destul de interesantă și această prezentare o să fie pe iunie 10 și desigur noi o să ne uităm la ea. În cadrul prezentării PlayStation Showcase am avut onoarea de a vedea trailerul pentru Alan Wake 2. Am zis onoarea pentru că mi s-a părut ceva peste așteptările mele. Mă așteptam ca Alan Wake 2 să fie să fie o chestie mediocră cum a fost și primul Alan Wake, cu o idee făinuță, dar să nu fie cine știe ce evoluție. Ei bine, trailerul m-a dat pe spate și chiar mi s-a părut mișto, dar ce este extrem de interesant e că jocul se va lansa la $50, asta odată, iar doi la mână. Când au fost întrebați developerii dacă ar trebui să joace Alan Wake 1 înainte de Alan Wake 2, au spus că da,
Dar când au întrebat oamenii dacă trebuie să joace și Control înainte de Alan Wake 2, au spus că da, ar trebui și ăla dacă vrei să fii și mai bine pregătit de povestea care este în Alan Wake 2. Deci asta o să fie o chestie interesantă, plus că este cam singurul joc mare anunțat în momentul de față care nu vrea să scoată o variantă fizică, pentru că aparent ar fi o pierdere de bani să scoată o variantă fizică a jocului. Bă, problema lor, eu nu stau acum să-i cert. Unul dintre jocurile pe care eu le aștept din perioada următoare, nu știu sigur dacă o să fie în 2023 sau 2024, este continuarea lui Space Marine. Ei bine, avem deja un nou gameplay trailer susținut de la Focus Interactive, care ne arată de ce este în stare nou Space Marine, cât de bine arată, cum este el cu grafica nouă, cu mecanicile noi și cât de nebunesc este noul nostru Supreme Commander aici. Nu știu dacă era neapărat Supreme Commander, dar era oricum un commander destul de nebun și sincer abia aștept jocul ăsta pentru că arată absolut demențial. E un fel de Gears of War combinat cu un God of War, dacă e să o luăm așa, deci chiar o să fie super, super tare. Astăzi, mai exact vineri, dacă e să o luăm așa, a fost lansat un demo, un prolog pentru Alone in the Dark, care aparent durează foarte puțin, undeva la vreo 10 minute, și care vrea să fie un joc așa super darkish, destul de interesant. Nu știu exact care este gameplay-ul sau tipul de joc, dar din ce am înțeles la oameni e destul de făinut și că ar putea să fie un banger atunci când se va lansa jocul. Bă, poate o să încercăm și noi demo-ul ăla, dar am înțeles că nu e content de ajuns încât să ne chinuim să facem un video cu el. Vedem, judecăm pe treaba asta. Pentru că n-am mai discutat de foarte mult timp de jocuri Battle Royale, ei bine, unul dintre jocurile Battle Royale numit Super People, care trebuia să fie marele rival al lui PUBG și Fortnite, o să se închidă pe 21 august. Aparent, cât vreți să mai țină și jocurile astea Battle Royale, adică pe bune, jocul în sine este destul de slăbuț, e destul de neinteresant pentru cei care preferă ceva mai serios ca și shooter, pentru că știu că avea ceva parcă abilități sau chestii nebune. Și dacă nu vei să joci Fortnite, nu vei să joci PUBG, ceva, și te joci acest Super People care aparent nu prea o duce super, super bine. Nu este foarte Super People din partea lor ce se întâmplă aici, dar it is what it is. Și revenim cu alte jocuri de la PlayStation Showcase și au mai venit cu câteva informații extra. Le-am pus așa puțin ca mai era pentru că au venit ultima 100 de metri aceste informații, și anume faptul că Dragon Dogma este totuși un Dragon Dogma 2, să specificăm exact, este făcut totuși pe Ari Engine, de aia se vede și se mișcă destul de bine, se folosește de o grămadă de tehnologii AI și tot ce înseamnă tehnologiile astea noi de grafică, ceea ce este foarte important, creaturi noi și rase noi, avem o grămadă de opțiuni de a ne crea caracterul, avem o grămadă de opțiuni pentru AI-ul și anume companionii noștri. Și desigur Darkness is back, acum nu știu exact la ce se referă, cred că dacă vrei să explorezi lumea noaptea, multă baftă că ei sunt super periculoși și uite, cred că se vede aici în clipul ăsta că e teroare și trebuie să ai grijă. Bă, jocul în sine este foarte făinuț, eu am jucat puțin din primul Dragon Dogma, dar este destul de greu de digerat dacă ești un casual RPG fan ca și mine. Și ca ultimă știre pentru această ediție, boys, îmi cer scuze pentru bâlbeală, este vorba despre John Wick. Aparent jocul John Wick este în early development și probabil o să aflăm mai multe informații undeva pe la anul sau cine știe când mai exact. Cumva v-am mai spus în edițiile trecute că va exista un joc John Wick, dar cred că acum am mai semi-confirmat faptul că este în development. Dar mai bun, cam asta ar tot pentru acest video, sper că v-a plăcut, sper că v-am spus niște informații noi. Dacă aveți o știre preferată în cele menționate aici, puteți să lăsați în comentarii ce părere ați avut voi despre această știre și noi ne vom auzi cel mai probabil data viitoare. Pa, pa!